Salut și bine ai revenit pe fabrica de dezvoltare! Sau dacă ești pentru prima dată aici, numele meu este Bogdan, acesta este canalul meu unde postez frecvent tutoriale de programare și tehnologie în general, iar astăzi o să discutăm un pic despre folosirea debuggerului în ideurile moderne, da? Un IDE este un integrated development environment. Este un practic un editor de cod, așa cum vedeți aici e, la IntelliJ, doar că mult mai enhanced, mult mai puternic decât un editor clasic, să zicem cum ar fi Notepad++, da? Astăzi o să vedem exact cum putem folosi un debugger pe cazul ăsta în IntelliJ, dar este nu ca asemănător, aproape identic, diferă doar combinațiile de taste pe care le apăsăm ca să uh, parcurgem, să navigăm prin cod, doar shortcuturile de tastatură și, practic, icoanele butoanelor. În rest, principiul debuggerilor este, funcționează la fel în orice ID ați folosi, fie că folosiți IntelliJ, fie că folosiți Visual Studio, fie că folosiți, nu știu, Eclipse, dacă mai folosește cineva Eclipse. Așa că o să vedem astăzi cum putem folosi debuggerul și la cine aj ne ajute pe noi debuggerul în dezvoltare. Da? Am aici un proiect de la un tutorial anterior pe care l-am creat. Tutorialul despre cum putem scrie o aplicație simplă în Java și este despre un mortgage calculator, adică un calculator de desfășurător de rate, da? ca să zicem așa. Ați văzut cei care v-ați uitat vreodată pe, pe site-ul vreunei bănci că majoritatea băncilor, dacă nu toate, au un calculator de rate, fie că este de credit de nevoi personale, fie că e de credit ipotecar, etc., etc. Au ei acolo un generator de desfășurător da? și vă simulează un desfășurător pe toată perioada de creditare cu în valoarea ratei, cât înseamnă principal, cât înseamnă dobândă, etc. etc. și alte taxe aferente care vin odată cu credit. Am făcut un tutorial în trecut despre cum putem să facem o aplicație de genul ăsta în Java. Este o aplicație simplă de consolă. O să vă las un, un shortcut pe aici pe sus ca să mergeți să-l vedeți dacă nu l-ați văzut. Și acum haideți să trecem la treabă. La ce ne ajută pe noi debugger-ul ăsta? Da? Care, este, care este treaba cu el? La ce ne folosește? Cum îl folosim? Și așa mai departe. E bine, debugger este, așa cum îi spune și numele, o unealtă care ne ajută pe noi să găsim problemele din cod, da, să identificăm problemele și să le rezolvăm, bagurile eventual, de asta e și zice debugger, da. Sistemul de lucru al debuggerului constă în anumite breakpoints, da, adică noi punem un, un punct undeva, iar în momentul în care se execută codul, bineînțeles dacă îl executăm în debug, altfel nu se va întâmpla nimic, se va opri execuția fix în punctul ăla unde am, noi am pus un breakpoint, da, și ne putem uita în momentul respectiv și în punctul respectiv exact care este state-ul obiectelor, care este valoarea variabililor, care este state-ul aplicației uh, la general, da? ca să putem identifica o problemă. Pentru că altfel ne va fi foarte greu să ne dăm seama din, pur și simplu din execuția codului uh, care este problema, unde ne crapă aplicația și așa mai departe. Bineînțeles că vedem stack trace de cele mai multe ori în eroarea dată de în momentul în care crapă, da? dar ne ajută mult mai mult să vedem exact înainte ca aplicația să crape și să se închidă, să vedem exact ce se întâmplă, cum ajungem la excepția aia sau la eroarea aia, care, este, care, care sunt valorile variabilor în momentul respectiv în punctul ăla acolo unde aplicația, aplicația crapă, da? Pentru că putem avea o aplicație, nu știu, cu mii și mii de linii de cod, cu mii și mii de clase. Trebuie să știm să mergem la punctul în care aplicația noastră crapă. Nu nu putem să o luăm cu debuggerul și să parcurgem manual toate liniile de cod în speranța că o să lovim la un moment dat eroarea respectivă pentru că am pierde luni de zile încercând să executăm manual aplicația. Nu are niciun sens. Și atunci plecăm de la, de la punctul de pornire al uh, erorii pe care o vedem în loguri sau whatever unde o vedem anume. Și de acolo începem să punem breakpoints mai sus, mai jos de punctul în care crapă. Ați văzut că de cel mai multe ori când se întâmplă o excepție sau o eroare sau ceva anume, de cel mai multe ori excepție și aplicația crapă, vă spune exact linia unde a fost aruncată excepția. Mă rog, linia cea mai de sus de pe că vi se spun și mai jos pesteac ce se întâmplă mai departe cu unde în SDK de unde a plecat excepția, dar nu ne interesează atât de deep, da? Ne interesează excepțiile din aplicația noastră și ne arată acolo exact numărul liniei de la care a aplicat excepția. Ăla este punctul unde vrem să mergem și unde vrem să începem să punem breakpoint-uri, să vedem ce se întâmplă în aplicație. Și ca să luăm un prim exemplu a ceea ce am explicat acum în câteva cuvinte aici, o să vedem, să vedem aici în primele linii de cod că pur și simplu, pur și simplu instanțiem aici un scanner, scanner pe care îl folosim ulterior ca să citim din consolă, da, aplicația despre care vorbeam, proiectul despre care vorbeam din tutorialul anterior, este o aplicație de consolă și noi folosim scannerul ăsta ca să citim next line, da, practic ce a introdus userul în consolă. Dacă vedeți că aici este un try catch, prindem excepția number format exception, dacă nu am avea acest, acest try catch aici, haideți să pur și simplu să scoatem try catch-ul din, din, ecuație, să vedem ce se întâmplă. Da, și a rămas doar amount integer int, scanner.nextline. Haideți să rulăm aplicația și, ok, ne spune Enter the amount. Ce făcea excepția respectivă? Number format exception este aruncată în momentul în care uh, noi încercăm să parsăm un integer, în cazul de față, da încercăm să parsăm un integer dintr-o valoare care nu poate fi un integer, ca de exemplu din, din niște litere. Să zicem exact asta o să introducem aici, o să introducem ABC. Dacă introducem ABC, observați că aplicația a aruncat o excepție, și anume exact number format exception for input string ABC, și cum vă spuneam, ne zice de, începând de mai jos de pe, de pe stack, Da, aici a plecat excepția practic în clasa number format exception do Java. E o clasă din SDK, nu ne interesează pe noi ce se întâmplă acolo. Singura clasă din proiectul nostru este cea mai cu albastru, este main do Java linia 39. Dacă dăm click aici, vedeți că ne-a dus exact la linia unde aplicația noastră a crăpat. Ăsta este punctul în care, să zicem că noi ar trebui să punem niște breakpoints. Începem să investigăm problema de aici, să vedem ce se întâmplă, unde crapă și de ce. Bineînțeles că în cazul de față știm unde crapă și de ce, doar că încerc să explic așa cum aș investiga o problemă dacă ar fi o problemă reală. Păi, în momentul ăsta o să punem aici un breakpoint, da? Ca să punem un breakpoint în IntelliJ, de obicei mergem aici în, în locul unde ne scrie linia de cod, o să minimizez asta ca să vedem mai bine, în locul, din locul gol din dreapta numărului liniei de cod, dăm un click acolo și vedeți că toată linia asta acum s-a înroșit, da? Asta înseamnă că este pe linia 33 în main.java este pus un breakpoint. Ca să putem rula aplicația în debug, aici este o mică diferență. La IntelliJ că are butoane diferite, observați că ăsta este butonul pe care l-am folosit prima dată când am pornit aplicația. De data asta, ca să rulăm aplicația în debug, va trebui să folosim butonul ăsta da? și scrie debug main sau shift f9 sau shift f10 în cazul în care vreți să rulați fără debug. Bun, în cazul nostru o să scoatem acum punctul de break de aici și o să-l punem mai sus pentru că. De obicei, dacă puneți breakpoints pe, pe genul ăsta de, pur și simplu, unde declarați o variabilă, nu se va întâmpla nimic pentru că nu e nicio acțiune. Acolo, pur și simplu, ai declarat o variabilă și nu i-ai asignat nimic. Cred că debuggerul va trece peste. Și atunci o să punem breakpoint-ul nostru mai sus, da? la system.out.println, bla, bla, bla. Și haideți să rulăm în debug. Și iată ce s-a întâmplat acum. Da, aplicația s-a executat până în punctul ăsta. Vedeți că linia asta este cumva mai highlighted, așa, mai luminată, mai albăstrită. Și execuția noastră s-a oprit exact în punctul ăsta de aici. Asta este state-ul aplicației în momentul ăsta. În momentul de față avem și alte chestii care se întâmplă pe ecran. Da? Vedem, de exemplu, CSV Writer, ni se spune că este CSV Writer at 1050. Da? Asta este numărul unui, unei referințe. Da? Ne spune că este aceeași referință CSV Writer este asta de aici, este aceeași referință cu asta. Da? Cam asta ne spune debugger-ul. La fel, aici ceva detalii despre scanner, despre obiectul nostru instanția de aici. Dacă mergem cu, cu mouse-ul pe fiecare obiect de aici, vom vedea că avem mai multe chestii afișate aici. Putem apăsa pe plusul ăsta și intrăm în state-ul obiectului. Da? Vedem ce valori au variabilele lui, variabile lui de instance, cât și alte câmpuri pe care le mai are pe acolo. Le putem vedea aici, da? Mă rog, ăsta este un obiect complex că vine din, din SDK. Dar putem să ne uităm pe un obiect de-al nostru. Cum ar fi? CSV Writer, cred că este, da, CSV writer Java. Dacă mergem pe CSV Writer în cazul ăsta, obiectul CSV Writer de aici. Apăsăm pe plusul ăsta, vedem că are un FileWriter. Ei, a, a, asta este tot ce, tot ce are el. În fine, putem verifica dacă valorile sunt ok. Dacă tot, tot ceea ce se întâmplă, uitați aici pe de exemplu, pe fișierului creat, file writer va crea un fișier, mortgage report, da, 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 și timestamp-ul respectiv pe care l-am creat, .csv, vedem la ce adresă este fișierul respectiv și în felul ăsta ne putem face o idee care este state-ul aplicației și de unde pot veni problemele noastre în momentul în care avem ceva erori, da? Ca să... în momentul ăsta noi suntem în break mode și putem parcurge linie cu linie prin cod pentru a vedea cum se schimbă state-ul aplicației în momentul în care anumite linii de cod se execută, da? Mergem mai departe apăsând... avem două variante. Avem aici câteva butoane care sunt Step Over, Step Into, For Step Into sau Step Out de obicei folosiți stepintu sau F7 când vreți să intrați în execuția unei metode. Cred că n-am n-a fost chiar cea mai fericită alegere pentru, pentru un breakpoint aici, pentru că nu prea avem în ce să intrăm, să vedem in-depth. De exemplu, nu știu, avem, avem o metodă chemată pe un anume, anume obiect. Da? Și putem apăsa F7 ca să intrăm în execuția metodei pe obiectul respectiv și vedem acolo mai în ce se întâmplă, da? mai, mai adânc în execuție, mai adânc pe stack. În momentul de față noi nu prea avem în ce să intrăm, n-am ce să intru în sistem line. Am putea să intrăm aici, o să observați că dacă apăsăm aici F7, da, observați că aplicația a trecut mai departe și s-a executat linia asta, linie care așteaptă un next line, la da? așteaptă o cifră din partea noastră. Dacă vom pune aici 1, 2, 3, să zicem, am intrat mai departe în parsint, pentru că noi am apăsat f7 aici da? ca, să, ca să facem step into, execuția ne-a dus mai departe în integer și vedeți că argumentul acestui, acestei metode este 1, 2, 3, exact valoarea pe care noi am dat-o în consolă. În momentul ăsta, dacă apăsăm f7 din nou, vedem execuția pas cu pas a codului din, din SDK-ul de Java. Da? Am ajuns în string de Java. O să merg mai departe, o să merg înapoi în main și o să pun mai departe un... Pentru a sări peste genul ăsta de chestii, să nu mai ne ducem atât de deep în execuție, o să merg mai departe în main și o să pun un breakpoint mai jos sub breakpoint-ul inițial. Execuția noastră este aici în momentul ăsta, da? Dacă observați. Punem mai departe aici un breakpoint, și ca să trecem peste, să executăm uh, liniile aici unde am rămas, fără să mai stăm să apăsăm F7 în continuu, vom apăsa continuu. da? E un buton aici, Resume Program, F sau F9. Vom apăsa continuu. și execuția noastră va fi ajuns aici. S-a executat uh, toat, to tot codul care era în spatele acestei linii, uh, fără ca noi să mai mergem linie cu linie, da? Așa faceți când aveți nevoie să intrați mai adânc într-o metodă, dar apoi vă dați seama că, de exemplu, nu sunteți chiar atât de interesați de ceea ce se întâmplă acolo sau nu acolo este problema, da? Vă dați seama că nu acolo este problema și atunci vreți să tre treceți peste. Mergeți înapoi în, mai sus peste ac, în clasa de unde a pornit uh, breakpoint-ul inițial, puneți un alt breakpoint mai jos și apăsați Continue pentru a se executa rapid uh, codul rămas, da? De aici, din nou, putem merge cu F8, da? Ca să nu mai intrăm în execuția detaliată a metodelor. Mergem cu F8 și am ajuns la linia asta unde ne întreabă long period in years. Să punem și noi 30. Vedeți că am trecut mai departe. Nu am trecut prin catch pentru că nu a dat niciun fel de excepție linia respectivă. A, a putut fi parsat un integer din valoarea noastră. La fel, mai departe F8. Puteți vedea acum, putem merge pe variabilele declarate mai la început. da. Și uitați aici, putem vedea valorile date. Da? Deci amount are acum, în momentul de față, valoarea 123. Orică ne uităm aici unde ne arată IntelliJ ca și, ca și un label așa, că mergem cu mouse-ul peste variabila respectivă, facem hover peste și vedem 1, 2, 3, 123 sau perioada 30 de ani. Interest rate încă nu are niciun fel de valoare, așa cum se poate vedea, pentru că nu am ajuns la execuția liniei care îi dă valoare lui interest rate. Da? De exemplu, aici... Va, va avea și interest rate valoare Haideți să punem un breakpoint mai jos Și anume în for loop ăsta Care practic procesează și calculează toate lucrurile La fel vom merge aici în debug Și vom da continue da? Ca să nu mai stăm să dăm linie cu linie F7, F8 și așa mai departe Vom da continue O să trebuiască să trecem și peste annual interest rate Să zicem 5.7 Și am ajuns în bucla noastră Aici este foarte frumos Pentru că putem vedea la fiecare iterație Cum se schimbă month, de exemplu, sau ă, alte valori care iau naștere în urma calculelor de aici, da? Apăsăm F8, mergem mai departe cu încă o linie, da? Vedeți că last month balance a luat valoarea lui balance, acum este 123. Acum calculate mortgage este o metodă de-a noastră din clasa asta, care este declarată mai jos. Dacă vom vrea să mergem, să intrăm în adâncime în metoda aia, să vedem ce se întâmplă acolo, apăsăm aici F7 și observați că ne duce la Calculate Mortgage. Da? Avem Putem vedea toate uh, argumentele de intrare în metodă. Amount, 123, period, 30, interest rate, 5.7. Mergem mai departe, apăsăm F8. Monthly rate, la fel, vedem că s-a calculat și este 0.004 bla bla bla. Nu prea contează, nici, nici nu mai știu dacă am dat niște valori corecte pentru calculul chestii astea, dar în fine. Și la fel cu toate celelalte, aici am apăsat F8 la rând ca să nu mai intru în execuția detaliată a metodei și vedem exact valorile fiecarei variabile, așa cum vă spuneam. Da? Și mai departe și balance care este 122.87, irelevant pentru testul nostru, dar așa cum vă spuneam, puteți vedea în detaliu ceea ce se întâmplă în aplicație, pas cu pas, da? Fie, după fiecare linie de cod executată, vedem ce se întâmplă și ne facem o idee de unde ar putea veni eroarea dacă nu, chiar o vom identifica foarte, foarte ușor Pentru că, evident, vedem foarte în foarte detaliu ce se întâmplă da? Iar apoi când am identificat eroarea Pur și simplu, nu știu, ori apăsăm aici Stop, oprim aplicația Ori apăsăm Continue Dacă nu mai avem un alt breakpoint pe parcurs Ca să scoatem un breakpoint, la fel apăsăm din nou așa pe el Pur și simplu, aplicația a încetat în, în momentul ăsta Puteam să apăsăm la fel de bine Stop Și așa mai departe Cam așa folosim debuggerul ca să Uh, identificăm anumite probleme de, de cod, anumite probleme, anumite erori care ne sunt aruncate și nu știm de ce. Știu că marea majoritatea oamenilor la început când uh, încep să cochetez un pic cu programarea, nu prea înțeleg cum funcționează debuggerul, debuggerle și evită să le folosească din, nu știu, din frică de a nu strica codul, din frică de a nu strica aplicația și reinventează tot felul de chestii din astea de uh, pun pun aici un alt sistem dot out dot print line ca să printeze o anumită valoare a unei anumite variabile, da? ca să vadă practic ce debugger arată foarte, foarte ușor. Asta este ideea. Am văzut nenumărați un programatori, unii cu mai multă experiență decât mine, care pur și simplu își, pun un message box dacă este o aplicație de desktop, da? pun message box care să le afișeze valoarea anumitor variabile pentru a-și face o idee despre ce se întâmplă în cod și pentru a rezolva o problemă. Iar din punctul meu de vedere, genul ăsta de abordare este destul de greoaie pentru că o să stai să pui o mie de, de, mesaje din alea de console.log dacă folosiți JavaScript sau uh, message box sau așa mai departe și o să vă dați mult mai greu seama de ce se întâmplă în cod decât atunci când folosiți un debugger și puteți vedea toate variabilele de sus până jos. Puteți intra rând pe rând în metode să vedeți ce se întâmplă acolo, da? deci sunteți mult mai aware de ceea ce se întâmplă în cod când folosiți un debugger, decât atunci când stați să puneți eroare în interfață, ca să zic așa, da? Dacă am reușit să vă fac să înțelegeți mai bine cum se folosește debuggerul, care este rolul lui și de ce este mult mai avantajos să-l folosim în detrimentul a mesajelor de eroare despre care vorbesc, despre care vorbeam mai devreme, lăsați-mi un like la acest clip și nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri de programare și din zona de tehnologie. Vedeți că aici pe canal discutăm destul de chestii destul de variate legate de zona asta de, de programare și de, de, tot ceea ce se întâmplă în jurul a software development. Da, nu, nu am clipuri doar dedicate pe programare, ci și pe zonele adiacente de DevOps, de recrutare, de interviuri și așa mai departe. Așa că nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri pe care le postez și până data viitoare, numai bine!